Repetarea anului școlar nu se ia în calcul, este declarația Monică Ianisie, ministrul educației. Ministerul Educației lucrează la mai multe scenarii, uitându-se cu atenție și la ceea ce se întâmplă în cadrul sistemelor de învățământ din statele Uniunii Europene. Lucrăm în acest moment la mai multe scenarii pe care le vom face publice în momentul în care vom avea o situație clară cu privire la starea de urgență în care ne aflăm. Declarația Ministrului Educației vine în contextul în care luni dimineață vicepremierul Raluca Turcan a spus că înghețarea anului școlar este un scenariu luat în calcul de autorități. Aceasta a anunțat că există trei scenarii posibile din perspectiva ei. Unul ar fi ca anul școlar să continue și evaluările să fie așa cum a fost prevăzut, dar e un scenariu destul de greu de atins pentru că deja se prefigurează închiderea școlilor peste perioada anunțată. Al doilea ar fi amânarea evaluărilor. Al treilea ar fi cel al repetării anului, dar vom vedea, e foarte dificil acum să spunem care este soluția. Preferăm să urmărim în fiecare zi cum se predă copiilor prin metodă online. Raluca Turcan a mai precizat că a solicitat o analiză din partea Ministerului Educației cu privire la modul de desfășurare a educației online. Școlile din România rămân închise cel puțin până după Paște pentru a opri răspândirea coronavirusului.